proba și cine e vinovat că nu s-au încasat. Deci problema este că el nu se prescriu din punct de vedere al datoriei față de primărie. Se prescriu din punct de vedere juridic, nu mai poți trata în instanță, dar datoria o să spun de contul. Nu avem dreptul noi să o șterzi în evidență de primărie. Datoria rămâne 20, exact, vine o casă, vine o mașină, nu știu ce. Dar din punct de vedere juridic, nu mai poți să-i atragi în instanță. Să referezi. Dar îl prinzi altfel, la un mod, la un teren. Noi am... Dacă nu-i mort. Dacă nu-i mort. Dar contul poți să-l plătezi, dacă are salat pe card, așa, poți să-i blochezi, nu mai poți. Contul ei se blochează prin închis. Deci să știți că introduc și proiectul ăla și că avem avizul că, na, curtea de contul rău. Eu o să zic, așa, dacă mai este proiecte de hotărâre pentru care nu avem aviz. Avem voturile de la domnul Dănănău și domnul Sâmbu pentru acest proiect de hotărâre care sunt online. Deci majoritatea de voturi. Procesul verbal din 28.07.2022. Cine este pentru? Abținere împotrivă nimeni. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Mehandia la programul pentru creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat și pentru aprobarea devizului general
pentru proiectul Modernizare Iluminat Public Stradal și extindere rețea iluminată în Comuna Mehan de județul Caraș-Severin prin programul AFM privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Domnul primar. Variante și zona Acropole. Și ar mai fi de la bloc de capul satului, de până la Maie, poziunea aia. Da, știu, știu. Au fost bine prin niște aia când acum au trebuit să mă dirigere la AFM. Nu au dus satul să strângi. Și o ca știu, că știu, vii de la lumea dintre noi. Atunci, eventual, nu va putea strângi mai prelungită. Da. În general, cam peste sunt probleme, mai este cu curentul ăsta pe variante, la casele astea deja existente. Au, doamne, cât e greu cu relația cu emelului, e incredibil. N-au curent oamenii de atâți ani, au casele făcute, n-au curent și nu mă apiedici, nu vor să le dă. Raportez la curent numai sume din astea de miliarde de lei, cu bine miliarde de lei să treci cât la curent, să mântesc pastul cu asta. Așa nu înțeleg că ei și lucrează banii din casele. Nu găsim posibilitatea să punem noi punctul de acolo. Păi nu poți să cumpere nimic, nu tot noi suntem. Păi da. Păi, și atunci cum? Păi, în casă nu ai de măsură. Păi nu, dar la ani și... Păi, nu e normal. Poam, pentru zonă, dacă vrei să o extinzi, să faci ceva. Nu, se lasă, tot treabă, tot nu se spunează. Păi, dar la ani în zonă și dacă ai o parcelă pe terenul... Și atât de un miliard și ceva, cred că acum mai mult a fost. Păi da, mă, v-am zis de 19 ani. Păi, da, primul. Care să fim parteneri, toți trei, adică noi, tenerul și consumatorul, să vedem că putem să punem procentul de bani pentru... Știi că am ajutat pe oameni. Oamenii trebuie ajutat. Pe extinderea în zona respectivă și... Da, dar nu avem de să zicem ce nu necesită să montăm un transformator, să prindem pe proiectul ăsta. Nu știu, dacă... Tenerul să nu-și dea avizul că putem să extindem rețeaua, cum facem față, trebuie să montăm un transformator în punctul respectiv de unde se luăm curent, să-i prindem tot pe proiectul. Bani. Sigur că se dea pe reu. Se prinde pentru ce dau ei bani. Să nu dea numai pentru lemn, cum o dea pe PND-le. Ei dau numai pentru lemn, nu și pentru lemn. Dar dacă prin acest proiect, dacă reușim să-i prindem finanțarea. Nu, iluminat lemnurile, dar și rețeaua s-a făcut. Toate rețeaua, cu tot. Atunci s-ar putea. PND-le-au dat pentru rețeaua, dar numai lemn și puncte de... Reușim să punem un punct de transformare acolo jos, atunci se poate acorda. Vedem cum fi. Da. Cine este pentru? Împotriva ține nu sunt. Partea de cofinanțare? Este de cofinanțare. De cofinanțare este legitimă toate cele. Următorul proiect de hotărâre este privind modificarea și completarea unor hotărâri. Potrivit raportului întocmit de Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu, trebuie să modificăm hotărârile care le-am avut în sensul includerii modificării sancțiunilor, fiindcă s-a modificat ulterior adoptărilor și legislația în vigoare. De exemplu, una dintre ele care mie mi se pare foarte importantă este că există anumite fapte care constituie infracțiuni. Și a trebuit să le modificăm hotărârile noastre cu noua ordonanță, cu modificarea din ordonanța 92 pe 2021. E măsură lăsată de la Garda de Mediu. De asemenea, știi ce ai vedea? Raportul vezi de mediu? Da, da, l-am pe ordinea de zi și îl prezint la finalul ședinței. Da. Și pentru Consiliul Local. Așa este. Da, este trecut pe ordinea de zi și la finalul țărului. Cine este pentru? Împotriva abținerii nu sunt. Vă mulțumesc. Nu mai putem cu deșeuri. Peste tot, nu deșeuri, am avut noi. Deci la orice contravers în mediu, în tot ne vedere, tot luăm amenzi, e incredibil. Gunoaie, gunoaie, gunoaie. Următorul proiect de hotărâre este privind declararea de uz și interes public local a unor terenuri. Este vorba de terenurile pe care se află stație curare, captare, tratare. Noi am mai dispus într-o ședință anterioară de ele. Tot felul de completări care ne le cere Ministerul, am făcut anexa, le-am transmis-o. E chestiune de procedură. Cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt.
Următorul proiect de hotărâre este privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea cardului legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap. L-am transmis regulamentul, na, alte discuții aici, era obligatoriu prin, exact, era obligatoriu prin lege, da, exact. Și nu puteam să-i dăm legitimația, că n-aveam modelul legitimației aprobat. Cine este pentru? Niciodată nu e impus în lege, dar trebuie să-l aprobi eu prin hotărâre de Consiliu și prin regulament propriu. Că doar nu fac mare lucruri, schimbe antetul, te ai văzut cum îți, nu ele din lege luate. Da, așa e procedura, am respectat-o. Așa, următorul proiect de hotărâre este privind înființarea Clubului Sportiv Mehadian. Toată documentația, uitați-o, este aici. Este făcută de... Am colaborat cu o doamnă de la minister. Ba da, eu de-aia am scris modificarea și completarea. Noi l-am înființat, doar că uitați-vă cât de vast trebuie să fie ca să primim avizul de la Ministerul Sportului. Altfel, el nu poate funcționa. De identitate sportivă. Și noi am obținut de la AJF o derogare timp de 6 luni. Putem amestec echipa, să putem de sâmbătă deja copiii juniori o să înceapă. Dacă doriți să-l studiați până la fine de ședințe, da, o să-l mai fi. Toate posturile, fie direct, fie ce, de zero, deci nu se cheltuie vreo bani să plătim pe cineva, cumva tot mai de-a transmis. Dar nu există o persoană să fie plătită. Plătită, dar scrie și directorul va fi domnul Muică. Că nu trebuia să fie o autorie superioare și acum la discutăm după ședință. Da. Dar cine este pentru? Votul secret s-a dat, vă mulțumesc. Așa, următorul proiect de hotărâre este privind aprobarea prețului de vânzare lemnului de foc și lemnului de lucru. Avem și adresa pe care n-am apucat să primim domnilor consilieri de la, nu de la dumneavoastră, de la Electrica. Da. Ideea este următoarea. Există o cantitate de lemn din patriciile astea de pe o singură părerea primăriei. 36 de 207 metri cubi, care nu se poate exploda. Și am zis, normal, să găsească soluții tehnice necesare realizării culoarei de linie electrică, iar transmiterea și asumă plata lemnului, chiar dacă nu, noi nu-l valorificăm, cumpără fizic ei, fără să-l ridice. Fără să-l ridice. Nu poți, nu are cum. Dar pierdere nu puteai să faci, la protocolul nu intra pe linie existentă. Și chiar dacă te află pentru faptul, era mai dezavantaj că plătești ceva de lei pe metru cub, trebuia să plătească. Și așa plătim ceva la dobărât? Păi am undeva 20 de lei metru cub. Dobărât, selecționat și preța de care să nu. E bine, e bine. Da, trebuie să încasăm la ei de 12.000 de lei. Avem ceva de luat de la Ocol, primăria, ceva mai de vânzare? Nu știu, acum m-am uitat. Normal, la rugat, dar trebuie să iese. Mai stocul ce mai era, trebuie să le ducăm pe ăla și diferența cele de la... Nu putem să ne faceți o plată, dacă e ceva, că nu stăm prea bine cu bani. Sau cel puțin să nu mai se emitem facturi de compensație. Să compensăm, da. Dacă ne plătim și ne spășim. Dacă e... Am simt că nu zic nu prea bine să nu așa. Da, da. Aceea am făcut calculul ca să... Să exploatăm masa de masă, să o aducem jos, să o aducem auto, implica să facă un culoar în drum de scos apropiat. Panta prin poarta avută, mai trebuie să decontăm bani și acolo. Plus manopera de o să o să nu-i convine să lucre, că era manopera din 2019-2020 stabilită, cu s-o scumpit toată listă, cu 110 lei, eu nu mă lucre la metru. Se actualizam de viză, automat și am un pierdere, nu se reventa să... Costurile de drum erau mai mari decât primele. Da. Ce ai tot versat? Cine este pentru? Împotriva, ținem un sunt. Când ești ceva să te întoplac acolo? Sau e la... Unde? Unde există? În continuare? Nu, dar acum o să... Îți dăm stocul de rampă, să... Că n-am...
sunt un detaliu cu mine, tot un proiect, odată să facă lucrurile după aia și tot așa am dat-o la pace să nu supărăm. Să vă găsite soluții pentru, nu știu că poate nu mă mafie, dar folosesc pe mine, nu știu de 50-100 de ani. Au fost odată lăsat să facă lucrurile după aia și că nu mă mafie, dar și am discutat, l-am rezolvat în momentul ăla, cum vedem de din tot. Următoarele două proiecte de hotărâre pe care propun să le votăm în bloc sunt cele care au fost făcute la propunerea domnului Marius Potoacă, privitor la unul este desprinderea parcelei de teren pentru Vodafone și celălalt este parcela mare pe care ați făcut-o dumneavoastră cu o într-o ședință anterioară. Sunt aceste două proiecte de hotărâre privind două dezghipiri. Cine este pentru? La Vodafone și ne plătesc pe mediul. Nici nu știm dacă îl dăm. Până la urmă, dacă nu se întâmplă, nu? Încă nu. Doar intenția că aș putea antena. Da. Atât. Și nu facem ciment, nu. Pun o remorcă. Cum e la îngălățor. Pun o remorcă pe, duc o remorcă pe roți, îi iau roțile și pe remorcă pun un strut. Deci, e o remorcă efectiv, care nici nu afectează. 59. 59. Da. Nu. Poate le împrejmuiesc pe note. Probabil, dar o zonă de protecție trebuie să fie. Da, doamnă, la solare. Eu o să vă prezint atunci când vin oferta de închiriere sau de ceva, o să vă spun care sunt condițiile, dacă sunteți de acord cu felul, cât de ofer pe lună sau pe an sau eu știu ce... O să vă învățesc să vină. O să trebuie făcut un raport de evaluare. Există o lege care îmi impune obligă, deci pentru ce se întâmplă licitație publică pentru acest gen de servicii. Că altfel ai face licitație și nu... A cine este pentru? Împotriva ținem un punct. Următorul proiect de hotărâre este privind, sunt două proiecte, privind aprobarea angajării unui birou de avocatură. Este vorba de două procese, unul cu domnul viceprimar, nu mai știu în ce ordine le-am, dar le discutăm acum și le pun în ordinea în care spuneți dumneavoastră, și unul este cu soția domnului viceprimar. Acte, anulare acte administrative. Obiectul procesului. Da, eu, cum știu și consilierii, am fost mutat la blogul meu și acum vreau să văd motivele și dacă am dreptate, nu am altceva de pretenție sau dacă am dreptat să luăm primară, făcut legal, ce-a făcut și în rest nu am nicio obiecție. Și soția a fost opinia ei să dea în instanță că are facultatea de administrație publică și nu-i se pare normal să fie mutată pe teren, să rupă toată ziua la buruieni. Ea efectiv vine de numată acasă. A făcut o școală și a fost pusă ca și încasatoare la început și nu știu de ce motive a fost mutată. Nu. Cam asta ar fi pe scurt informările mele. Abținerea domnului Dănănău, să-l sunăm și pe domnul Stăduo, că nu știu domnul... Da, că ar trebui sunați și văzut, pentru că nu se... nu te discuți, că poate el zicea ceva și... Aici am trecut de dat părerea, cu bine, fie că în filmarea lui. Întrebați-i cu ceilalți. Cu ceilalți am vorbit, cu domnul Dănănău, în speță care mi-a zis că se abține. Nu mă pui eu să-mi dăm, dați-mi un telefon, nu am telefonul mai el, am lăsat în birou. Da. Nu cred că e cazul să angajăm un avocat într-un proces care avem legea asta. Nu. Și în plus sunt bani din... S-au făcut mutări, s-au făcut în bază de legea. Și atunci la ce să mergem la avocat. Dar sunt chemați în instanță. La ghișmată instanță trebuie să prezinți. Eu nu am vrut să ne prezint. Acum chemarea în instanță, să ne dăm și un colega care totuși este subiectul. Nu mi se pare normal să plătim un avocat pe o anumită decizie. Dice primarul, i-a ales Consiliul Local. În fața Consiliului Local, sancțiuni pentru de ce, cum, nu s-o
Nu văd motivele din care, cum spune și el, o pot vota de acord. Ca să plătim o casă de avocatură, să ne depindem de un proces care nu-i văd sensul, decât în faptul că omul vrea să găsească, nu știu detalii despre soția dânsului, acum am aflat care e studii superioare, nu știam nici treaba asta. Păi, Iubescu, ești pe spitea în ședința de consiliu. Eu, tu ești, cum votezi la această ședință? Cine este pentru, să începem cu ce zice primarul, cine este pentru angajarea avocatului. Deci eu nu să merg cu vot, nu să vină de aici. Abțineri restul. Nu are conflict de... Nu are conflict de... Da. Deci n-a trecut. Următorul proiect cu Alina. Cine este pentru? Același. La precedentul. 6 voturi pentru. Da. Un vot împotrivă. Așa. Și 6... Și unul absent. Absent, 12. Și 6 și unul absent 5. Și unul care nu votează sunt 4. Stai să spun motiv. Unul e absent, rămân 12. Unul nu votează. Pe cine l-a sunat cineva? Unul nu votează. Dacă e absent, nu poate să-l spun. Păi nu, că nu, domnul meu. E absent, dar și nu știu să absent, dar are motiv de temeiază. Erau online ăștia. Era online, și la mai... Dar mi s-a zis că nu m-am consemnat deja, că nu particip online. Și atunci jumătate plus. Trebuie să văd, nu mă puțin să văd în codul administrativ. El era ajutat, că a zis, dacă vrea să vă sună, să vă spună, a zis că... Pe sunați și pe el să confirme la pe el. Acum, numai că din moment ce l-a început ședinței, am precizat că el nu particip online. Nu mai pot să... Păi nu, dar există și aici o regulă, nu? Și e 6, atunci 1, 9, 5. Domnul vicenar vă votează, rămân 4. Da. Din 4, 1 a fost contra și 3 abțineri. Abținere, nu, că avem abținere așa. Vă gândiți 5 odată cu abținerile și cu votul împotriva. Da, da, și unul nu a fost. Unul e abțin de 6, el s-a abțin de 2 de la dintre ei. Am venit 6. Acum 11. Bă, 11 sunt oameni. Păi, dar ce n-ai mai? 11 la vot, da. Dar trebuie să văd, da. Dar trebuie să văd dacă din cei prezenți au din numărul în funcție al consiliului. Pentru că din cei prezenți trece din da. Prezențul de la funcție. Da, o să citesc acum să văd că nu pot să n-am... Nu m-am înțeles, mi-a duc codul administrativ, da. Nu mai discutat dumneavoastră și mă uit să văd. Să comunici consiliului. Da, o să vă comunic exact în funcție de cum să nu. Cum să nu. Dar nu le permite nici să nu permit nici să greșesc aici. Nici să fac nici pentru, nici contra. Trebuie să fie corect, mă trebuie să fie caz de instanță. Deci avem așa un vot împotrivă Sandu. Da. Sandu. Eu vreau să votez tot timpul pentru sprijinirea primarului. Nu că e Pavel, că e soția lui, poate să fie oricine. Să vă la marina primară să fie... Instanță, nu se prezintă, să pierde. Și de ce primarul nu s-a dat vot? Noi alegem consiliul local, ce primarul reprezentare, să spunem. Nu ai ales consiliul local? Păi jurește primărie, viceprimarul. Nu are consiliul local. Și ce are voie să reprezinte consiliul local? Nu are voie să vă reprezinte ea prin voi. De aia angajezi un birou de avocatură, sigur. Dar nu are voie. Nici pe noi, nici pe noi. Nu are voie. Nu am voie să mă prezint în instanță. Așa, deci, un vot împotrivă Sandu, abținere Boțoacă, Dănănău, Stângu. Stângu. Bravo.
Eu zic să-l spunea și pe câinul să nu fie discuții, după aceea zice că... N-au cum să fie discuții, aici la unde să le fie. Adică și aici merge după niște rigori, nu putem să... Dar trebuie să sunt voiți, nu? La mine nu. Și la mine trebuia. Pe mine trebuia să mă sune, să-mi spună cum a sunat de nănău de 3-4 ore, a sunat puiul, am discutat. I-am întrebat dacă fac pandemia online. Când vine pandemia, zici că e online. Nu, dar avem regulamentul. Da, bun, hai să facem. Avem noi care nu l-am făcut, da. Da, trece, da, eu o să citesc și da. Dar cum să nu? Cum să nu? Noi oricum le publicăm și pe site, într-una, deci nu... O să citesc. Nu are să poată de pune... Orice ar fi, da. Deci dacă e legală să treacă, dacă nu e legală să nu treacă... Da, nicio problemă. Conform voturilor... Da, 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 da. Ați luat legătura cu primul național, ați vorbit de lucrurile. Nu pot să vorbesc eu cu el dacă la începutul ședinței mi s-a spus că nu participă online. Deci nu participă, n-a participat până acum, nu o să participe la astea. Poate n-a văzut că e ședință de consiliu. Dacă nu știa, m-a sunat pe mine, am văzut că ne-am văzut că face ceva problemă, era agitat, a plecat în grabă, a zis să fie a zis să sună, nu știu ce a făcut, dar a zis că era absent. Asta e. Bun. Următorul, la celelalte, la voturile pentru celălalt proiect de hotărâre, în privința doamnei Grozăvescu, vă rog să... Deci, cine este pentru? 6 voturi pe 3. 6, da. Așa, împotrivă... Aceeași chestie. Abține... Aceleași, da. Botoacă, Brancu, Dănănău și Stângu. O n-o să vă pun pe grupul de Consiliu Local, după ce de-am pot acum să trec să fac ședința. Ai zis că cei 50% așa, nu se poate. Da, a amenzilor pe care din perioada până în 2015. Cine este pentru? Împotriva, cine nu sunt. Așa. Să vă dau citire, dar nu o să citesc tot, este foarte vast raportul Gărzii de Mediu. O să vă spun doar care sunt măsurile stabilite în sarcina Consiliului Local, în principal, sau, mă rog, toate măsurile lăsate. Nu le citesc pe toate, că nu e o pagină. Stabilirea prin HR măsuri obligatorii conform OUG 92 pe 2021, actualizată... Fără discuție. Și cel mai ok e să nu se semneze cu procesul de consiliu. Păi să nu, păi prin postări trimite, dar am semnat procesul, am semnat de constatare în fața locului, adică îl contestăm în instanță. Dar sigur, obligatoriu. Nu știm cât vine, nu știm. Dar contestăm de unul primar. La instituție și obligat să contești. Deci să accepti vina înseamnă că... Dar poate chiar nu ești de vină, poate la vopărul respectiv nu s-au luat în calcul toate... Am lucrat de regulă la vopă. 30 de zile de la primire. 15. 15 zile și la 15 zile de plătită, că în caz că pierzi să nu plătești masă. Da. Deci prima măsură o și am îndeplinit-o acum în ședința de Consiliu, am modificat hotărârile de Consiliu cu amenziile. După aceea, aplicarea prevederilor 17, din alin 4 OUG de către serviciul urbanist al Comunei Mehatia prin măsuri pentru gestionarea deșeurilor din locurile de construire de sfințare. Eu am băgat-o și pe asta în aceeași hotărâre de Consiliu, despre asta vă spuneam că e infracțiune.
cu deci, abandonarea și îngroparea deșeurilor se transformă în infracțiune. Dacă pe un prinde că îngroapă gunoaia, e infracțiune, e dosar penal. Deci nu-i de grumă oameni buni. Nu-i de grumă. Peste tot unde mergem, pe orice ugașă, acum a fost de plan acolo cu rău, la primul ugașă ce a interesat, lucrează la podul ăla. Incredibil, au scos la 4 orabe de deșeuri, de supodii. E ceva de nedescris. Așa e scos în cameră. Pe șelegos de deșeuri să nu faci. Deci, camerele urmează zima. Loc pentru moloz și vestul din vorbiti să-i vedeți. Să punem o poartă cu lacăt și cine vrea să ducă să anunțe la primărie reprezentantul da, care vrei, vine deschide, să vadă și depozitează. Să dai și bon depus atâta moată de la moloz și ce lui. Și atunci avem o evidență cât s-a încălcat. Că infracțiune indiferent de cantitate, ori duce un dulap, ori duce tot infracțiune. Deci tot o s-ar venat. Să știe lumea că nu mai putem să aruncăm noi pe ogașe, pe râpe, pe, să zicem noi că nu-l vede nimeni, dar de fapt o vedem toți. Da. Asta e părerea, la rând ogașe nu vede nimeni, dar vedem toți care trecem pe acolo cei. Asta e panouri cu publicitare de informare și amenda și ce constituie lucrul respectiv. Fără nici nu costă mult și am plasat în locul unde să se aruncă. Bine, pentru că ne arăm un loc unde de lucru. Deși această măsură am îndeplinit-o noi Consiliul Local în hotărârea de astăzi. 3. Delimitarea perimetrului și amplasamentului stabilit pentru deșeuri cu inscripționarea corespunzătoare și interzicerea depozitării altor deșeuri decât cele inerte. Informarea înscrisă a proprietarilor de orice fel, cu titlu sau fără titlu, unde se constată aspecte cu impact asupra mediului, în vederea conformării, în conformitate cu prevederi legislației în vigoare, precum și interzicerea abandonării și incinerării deșeurilor și măsuri în vederea interzicerii arderii pajiștilor și fânețelor. Păstrarea unui registru de evidență al informărilor. Punctul 5. Salubrizarea zonelor menționate în raportul de inspecție și stabilirea de măsuri pentru menținerea salubră acestora. 6. Se vor lua măsuri necesare implementării instrumentului plătește cât arunci pentru colectarea deșeurilor municipale cu aplicare la nivel local. Numirea prin decizie a persoanei împuternicite cu probleme de protecție a mediului, asta domnului primar, luarea măsurilor necesare cu privire la combaterea și limitarea extinderii speciei invazive ambrozie conform adresă numărul a Gărdii Naționale de Mediu și raportarea la Garda de Mediu a situațiilor identificate. Acestea ar fi. Stabilim locul unde îi... Noi l-am stabilit prin hotărâre. Îl avizăm pe site-ul primăriei. Nu ce trebuie, pentru fiecare localitate stabilită. Păi da? Păi nu poți să aduce la Glob până la mea de atunci. Mai nu așa bine, ca și în jos. E bine? Nu, n-ați mă mai așa. Deci eu din construcție. Exact. Și atunci pentru cimitirul de animale am dat o trebuie, tot ziceam că e acolo, Nu mai există nimic de cimitire. Dar s-ar putea să nu mai fie cimitire, nu știu dacă le-am trebuit incinerate, Pavel. Atunci trebuie un contract cu Madame înainte, cu firma de la Exact, da. Că știu că vin incinerate.
Da? Nu mai e. S-a schimbat legea? Am văzut, dacă mai merge, bună și chestia asta. Să fie general, în general, nu mai știu. Fie motorizat. Fie motorizat. Acolo am o problemă atunci când... Sunt un eveniment dintre ăsta, mori 200. Obligatoriu. 90 de capete. Da, spun, dacă se întâmplă așa o cantitate mare. Și în 27 de ori. Unde le pui? Transport. Vis-a-vis de deșeuri, vreau să știți că prin dispoziția mea toate responsabilitățile în ceea ce privește deșeurile de orice fel sunt atribuite domnului viceprimar. Este direct responsabil de tot ceea ce înseamnă ecologizare, salubritate și deșeuri în mediul comun. Și i-am atras atenția la vreo 2 săptămâni din proces în care i-am dat-o să ia măsuri, i-am specificat și locul. Este loc probabil să faci un raport despre măsurile pe care le-a luat vis-a-vis de ea. Am cerut și oamenii din Izar și mi-a zis Ionuț când termină cu WC-urile la Prugova, o să mi pună la dispoziție, dar nu am măcar am așteptat și nu... Și păi ce să vină aici? Nici nu am păi punctele de colect de igienizare sunt... Stați să ne înțelegem. Trebuie să stau la globul rău să primesc adresă sau să vin aici să nu-i... O să fii, ai fost un an de fiecare dată, nu trebuie să vii aici. Nu, pe chestia asta niciodată n-a fost una. Vino că ți-s oameni la dispoziție, vino și... Păi dacă ai primit adresă, că din 16 aveai oameni la dispoziție. Din 16 august. Din 16 august, deci în 31, 2 săptămâni. Acum mi-ați dat altă dispoziție, exact, că nu mă să nu mai prezint chiar la sediul primăriei mea de adresă. Nu s-a cerut niciodată să te prezint. Fizic. Nu s-a cerut să... Așa scrie în... Îți pun în vedere faptul că responsabilitățile din fișa postului sunt cele de... Deșeuri. Bă, priori, nu am nimic. În 2 ani de zile, un an jumate, mi-am îndeplinit la dispoziție. Mergem mult frumos. Oamenii și stau în lume de zile, nu mă luat noi. Fără treabă, pentru că altfel o să fiu nevoit să-ți impun amenziile, dacă le plătim noi. Responsabilitatea strict. Dar să am și susținerea dumneavoastră în cazul primării. Nu există să nu ai susținere. Nu există în ceea ce privește deșeurile. Îți spun tot ce ai nevoie. Dar ai măsuri. De când ți-am scris, n-ai luat nicio măsură. Absolut niciuna. Ăștia care de mediu m-au sunat ieri sferele. Tot am așteptat să mă sunați, să terminați cu treburile pe aceea, cu WC-urile, pe WC-urile. Am terminat. Ieri m-au sunat sferele, că dacă nu faci pe variante, curat iarne de alta mea, în afară de asta ce om primi. De mâine vin și stai numai pe ele. Păi hai. Realizăm o echipă cât sunt muncitori și restul îi punem la toate. Ia măsuri. Toată lumea să știți. De mine nu pot să faci. Nu te pun, nu te pun să faci tu curat. Îți dau oameni. Dar organizează-te un pic. Organizează-te, ia măsuri. Eu tot timpul am avut inițiativă în tot ce se ține de treburile de comunale. Comuna asta e sufocată în deșeuri. Ești direct responsabil de treaba asta. Nu poți să răspunde toate. De-aia există viceprimar, administrator comunului. Nu pot să le fac pe toate, să răspund mai eu. Nu se poate. Nu-i doar responsabilitatea mea. E ușor să ne victimizăm. E ușor să facem circ. Hai să facem treabă pentru comuna asta. De asta suntem aici, toți, pe dumneavoastră. Știu că e frumos să nu avem responsabilități, dar măcar astea care le avem, haideți să le punem exact. Oamenii așteaptă de la noi, au pretenții, generăm. Dar când trece lumea prin sat, avem nenorocul ăsta, din punctul de vedere că suntem la drumul național, oricine trece, vede greșeul. De la Bologa, pe răba lui Bologa, dincolo, uite. Cine să ducem Bolvașnița, cine să ducem Vlogova, deci ori pe toate ocașele. Trebuie să-mi vine să ne gândim, cred că nu sunt 2 luni de zile de când am igienizat toate locurile astea. Păi mi-ai pus, dar și iar să luăm. Orice măsură propui, amezi, 200 milioane, vii, o să aprobăm în Consiliu. Dar hai, ia măsuri. Sau să vă prezint pe scurt regional. În colectarea pe județ s-a rezolvat? Nu, nu se rezolvă niciodată. Asta așa. Și asta cu punctul ăsta plătește cât arunc, 5 ani nu o să putem să punem în urmă. Până când e noua firmă de colectare atunci. Și asta nu e și nimeni cântărești. Nimeni. Nimeni. Dar nu, dar nici mie acasă nu-i cântărești, dar știe contract. La care, exact.
Da. 10 kg sau 50 de kg. Și plătești, dacă plătești arunci în plus pe lângă ea, plătești în plus. Noi la Herculane, că la Herculane plătim fiecare să plătești de primărie. Dacă se întâmplă două persoane în casă, la mine ies o plasă, din aia atât de întâlnită. Nu iese nicio bugă. Atunci acum, tot așa plătești. Faptul că mulți cetățenii care vin la primărie zic că nu produc un noi. Nu există. Dar cine a spus că nu produc? Toată lumea produce cu noi. Doar că nu produce în cantități. O familie cu o persoană de genul. Avem tasă un creier primar la Prucova, când a fost în centrul de vegetație, l-a aruncat bunea în spatele casei, azi și începe să expin, să vă foc. Nu, băi, e și incinerarea lor, că acolo se specific. Da. Incinerare, îngropare. Pavel, e o gașul la Tău, acolo e dezastru. Și acolo nu poți să intri. Eu am vrut să, acum într-o zi am vrut să dau pe acolo pe la primarul, să vin până jos, e dezastru, acolo trebuie să iei o inițiativă, măcar să vă construiți fiecare în fața casei, nici la tine ne costă. A trebuit să construiți acolo, dacă tu ești viceprimar și nu posești, am dragi vicegoia și ce ăsta e? Dacă viceprimarul nu păstă și eu nu păstă, e dezastru, nu păstă, e cât? Bun, dar îl păstă și în alte părți în plan, nu putea să dea cu primul și acolo. Nu știu, dar la mine în grădină nu vine să-mi păstească primăria, dar dracu să păstă. Nu la mine în grădină acolo, domeniul public, nu e la mine în grădină acolo. Ia nu știu, și acolo, acolo e... O parte de infecție. Bine, și mea alea sunt case. Acolo e scris pe betonat. Nu mai e nimic. Nu se acorște, dar nu. Acolo, dacă nu vrei să fie în fața lor, profesor, locuiește. Și vine aici că eu nu produc un noi. Păi cum să nu produci cu noi dacă locuiești în casă? Așa, nu locuiesc, vorbesc acum. Sunt care locuiesc și eu pe ea așa vânt. Fiecare. Deci locuiește în casă și în fața casă e atâta iarba. Deci nu mi se pare normal. Poate că, într-adevăr, e un canal, canal. Ei, dacă faceți noi o hotărâre de consiliu să luăm impozitul mărit cu 500% la cei care nu își întrețin fațadele și nu fac curat și am propus asta. Am propus. Dar pentru asta? Păi nu, că pentru asta trebuie făcut un regulament. Bine, acum, el ce zice că nu este de ieșirea noastră, ții nici impozitul care nu-i. Da, nu se recuperi. Dacă îi mai mărești, totul se recuperi și atunci tot satul și așa primărie. Bun, să vă citesc acum din decizia Curții de Conturi cu privire la organizarea și conducerea evidenței contabile. În urma verificărilor a rezultat că evidența contabilă nu a fost în totalitate în concordanță cu întrerurajele cumulate în conturi de venituri din balanță și valoarea drepturilor constatate în anul corent înscrise în contul de execuție bugetară. Diferența constatată fiind în sumă de 242 de lei. 0,668. După aceea, cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind trecerea la obiecte de inventar a mijloacelor fixe integral care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre de guvern. Abaterea este prezentată și în timpul controlului s-a remediat. Cu privire la nedepunerea numerarului din casierie la unitatea trezoreriei în termene legale, deși, zice, conform prevederii, casele prin caseria proprie reprezentând trebuiau depuse în conturi așa în termen de două zile lucrătoare, s-au efectuat cu depășirea termenului de două zile, la intervale cuprinse între 1 și 3 zile fiind depășirea. Nu poți să duci la două zile, da? Asta e legea. Abaterea așa... Poftiți? A, se depună de la... Da, de la caserie fiind depuse în termen de le încasezi și a doua zi trebuie să le depui. Noi am mai dus la a treia zi sau a patra zi, deci că de aia zice că la depășire. Cu privire la... Corect, trezoreria. Cu privire la propunerea scăderii din evidența fiscală a unor creanțe, am vorbit anterior adoptării hotărârii, cu privire de, la modul de organizare și implementare a sistemelor de management și control intern, trebuie să facem, dar probabil că o să ne unim mai multe comisii ca să facem management, mai multe primării, ca să facem management și control intern. Noi nu avem suficient personal ca să poți să faci. Am înțeles că a fost o discuție între la întrunirea primarilor. Cu privire la efectuarea unor cheltuieli de personal, a fost stabilită eronat, a fost calculat eronat salariul meu, al domnului viceprimar și al domnului primar, în sensul că ne-am raportat la salariul mediu minim pe 2020, și trebuia să luăm un calcul pe cel din 2018. Da, deci da, sigur este așa. Da. Așa dar este. Va trebui să punem bani înapoi, eu cu secretarul și cu viceprimarul, în sensul care salariile noastre, salariul nostru s-a plecat un coeficient la cât e acum pe țară, 2350. Da. Și
trebuie calculat în 2008. Da, anul 2008. Da, care era 2050. Da? 200 și ceva, în 2050. Nu, 2050. 2050. Salariile noastre și acum se calculează al mea, al meu, al secretarului și al vicestimați, la cuantumul ăla, 2050, brut, pe țară, nu l-a actualizat. Așa e legea. Și trebuie acum, vă trebuie să dăm bani înapoi. O să dau dispoziții, nu știu dacă ne-a semnat deja, cu recuperare lunară a sumelor astea încasate, deci cât e, 300 de lei în plus, brut. Dar era vorba pe la primar și la viceprimar, eu sunt mare salarii, nu înțeleg. Da, era blocată la Iohannis, ultima oară. Când am citit eu Veneta, câteva zile, de zi acolo, mă răși eu azi. Eu o să dau dispoziție în conformitate cu raportul Consiliului de Conturi. Cine nu-i de acord, secretarul sau viceprimarul, puteți ataca în instanță aceste dispoziții. Eu dau curs raportul din Consiliului de Conturi. Eu n-am cum să fiu de acord, nu e de acord că le-a zis de legalitate. Adevărul e că au fost în contra, adică trebuia... Am întrebat atunci la contestoare, contestații. Ordine de la 2050, nu de la 2350. La restul, am rămas în primărie, pornește la 2350 la toți. Eu cu secretarul cu viceprimarul rămâneam la 2050, că a fost în 2018. Nu au început mare, nu au de masă, nu au bau și de vacanță. Da. Da, n-au vechime. Nici vechime. N-au spor de vechime. A spor de vechime. Vechimea merge. Indemnitatea e fixă, da. Deci cam astea au fost. Pentru înlăturarea deficiențelor trebuie să dăm răspunsurile. Și avem deficiențe. Astăzi. Nu asta, atât. Atât. După pentru comisia era să văd și un... Acum eu le-am citit pe toate, la salariul de bază, la toate detaliile. Da, le luați de la domnul primar. O să fie de recuperat suma ce se produce pentru produs. La urmări? Nu scrie. La gunoi o scris în raportul trecut, dar noi de anul trecut am transformat taxe gunoi, am băgat chestia cu gunoi în taxă, în evidențele noastre. Și așa ne-am scos. Deci, înțelegeți? Deci da. Noi, primăria, nu avem voie să plătim gunoiul de pe firmă. E, dar când am băgat în taxa fiecare gospodării, în impozit, atunci am zis că... Noi aveam plăteala la ecologică și care nu se recuperăm noi de la... Da, dar transformându-le în taxă ca și impozitul, nu mai suntem. Deci a fost o măsură foarte bună, din punct de vedere juridic, așa? Cât și la recuperări. Toți primării care fac mai de multe. Da? Noi nu puteam că aveau casier. Da, exact. Ecologica și nu puteai să... Nu știai ce se încasează acolo. Atunci ne vedeau ce nu se încasa și noi recuperam după aia. Și așa nu s-o știu ce mi-a încasat Hugo și nu te spui. Dar mi-e de Gauss. Am la Hugo o familie care a fost pe gata. Nu am pus în plăcere. De ce ați întrebat doar atât? Am întrebat dacă nu sunt și altele. Că doamna e secretarul spicuit de... Nu am citit. Eu vreau să-l văd tot. Vă așteptați la alte... Nu, dragul meu, nu m-a întrebat nimic, domnule primar. Dar vreau să văd și eu, pentru comisia asta de buget și finanțe, că tot se aprobă bugetul, tot să iau o tărâri, și vreau să văd și eu la pur. Deci, să-l vedeți. Da, mă rog. Ok. Vis-a-vis de Gauss, am o familie la Prova care a fost plecat în Germania și acolo a venit. Și-a dorit să-și măsoare și teren. Deci, să-ți dau numărul. Dar se spune cine, se spune că au depus cerere de măsurare. Vis-a-vis de globul rău, avem cămin cultural, scăzute oare de țigări, de acolo ne intră apa și implicat de tot avanul, să luăm măsuri, să trimiteți o echipă, să pune oarele și țigări la loc. Să împăcați să ducă, că o să fie mult, să fie evenimente. Să nu se plăbe. La globul rău suntem în concordanță cu firma asta de construcție cu asfaltul din sat, nu trebuie, da? Că ei s-apucă de asfalt, am înțeles, acolo, nu mirează mult. Ei, da. Ce facem? Nu știu ce facem. Eu
nu mai putem să spargem... Da, proiectele nu se aprobă așa vin finanțările. Proiectul Consolidării de Transplantare pe DJU e de 5 ani. Asta cu obținere. Asta este, o să ne dea aviz de spargem, să ne facem asfaltul, că nu avem cum. Trebuie să ne avem cum atât. Trebuie să facem canalizare oamenilor. Mai trebuie să aprobăm. Pentru gazoductul, s-a emis autorizația de construcție pentru trasa electrică, trece gazoductul pe la noi și nouă, ca localitate, ca împreună cu Plantele și Topețul, o să ne se aprobe transgazul deja o dată. Da, dar a spus trasa electrică. Și nouă o să ne se aprobe gazul în comună. Deci, în următorii, nu știu, 7, 5, 4, 12 ani, să vină să vină. Să vină gazul. Gazul e mai scump ca orice. Lucrările la liceu de localitate sunt 99,8% finalizate, mâine sau apoi se termină. Să ne ajută o ieșire, o lucrare ca la carte, cu bani puțin. Am făcut lucrare extraordinar de bune, un profesor de Cocosuzo. Impecabil. Impecabil. Pe toate stelele de clasă, modernizate, cu telefoane, cu calofuri de cuței, model de care cum a spus în urmă, deci, instalații electrice, termice, sanitare, băile refăcute, coridorul tot, termopane, grese, pe jos, e ceva cum trebuie să fie. Cum trebuie mai întreținute, nu? Acum, astea sunt mai multe copii. Serviile care sunt pe poliție. S-au schimbat toate. Le-am pus pe afară. Geamă, tot. Le-am mai buși. Dacă vreți, luni, la deschiderea anului școlar, vă invit pe toți să mergem acolo. Da? Că am vrut să facem inaugurarea înainte, da? Termină mâine, până la facultate, vine sâmbătă, luni începe școala. Dacă aveți disponibilitate, luni dimineața, la ora 9, mă zic, da? Deschidem să știu. Dar eu sunt foarte mulțumit de constructorul ăsta. Nu știu cum a utilizat aici, o găsit pe SICAP, dar o venit și cu ofertă. A scăzut devizul nostru, că nu am avut încă treaz de SICAP. Au venit sub 300 ceva de milioane, 400 milioane de lei. Mai luăm în continuare, dacă vreau. Dacă se lucrează, și vă spun, extraordinar de bine. Vă rog, când aveți timp, dacă nu luni, să treceți pe la școală. Un om extraordinar de serios, vă spun. M-am dus la fiecare două zile am fost acolo, dar vă spun, nu a fost nevoie de două ori, m-a proiectat, și de lințe de șantier, au fost cred că de 11.000 de ori. Au zis, lucrarea ca asta, cu, în banii ăștia, extraordinară. Vă invit pe toți să vedeți. Eu sunt foarte mulțumit. Foarte bine, da. Am zis și noi odată de o firmă care se ține. Se ține de la. Și nu fac lucruri de mântuire, iar pe bani mulți. Nu cu mare și mirare, mă. Dacă mai trebuie ceva să mă întrebați, asta o discuție. Am mai zis la Popova, nu mai vedem la Popova. S-a întrerupt ce a fost prin concepte și de săptămâna viitoare de mijlu. Augustul ăsta e august. Și e pe speranță. Ok. S-au mișcat. Destul de pozitivă foarte bine. Singura nemulțumirea mea e de faptul că în urma lor până asfaltul la loc, lasă un pic așa. Așa peste tot, dar știi cum o zic să lăsă. Cearelul Popa, primarul din Reșița, că n-am amins, că te ori nu mulțumim și fără să spargi ouă, nu poți să faci omletă. Adică nu poți să faci canalizare fără să tăi asfalt, fără să... Nu știu că e inconvenient, disconfortul, până le refaci la loc, dar după aceea să venim și la utilitățile de care beneficiază lucrurile. Cu totul așa ce-a mic. Nu, pentru drum și casă să
poate să fac. Știi? Le trebuie să fac o groapă de teme cu spate. În partea unde bagă ce înfolează. Da. În partea la alții, o groapă mai mică, cum o să aștepte. Este, da. Să nu-i sentimiță. Da. Fără televizor. La orice cultură din Ardea, cu instalația lecție. Nu crează mea. De-a mea de cap. Nu vreau să știți ce v-am spus, Dania. Deci, oameni cu... Dar nu sunt și cabluri. Cabluri. Zice, cabluri. Răzărate. Tenguite. Tenguite. Efectiv, o tenguite. O mântărit. Da, dacă ar veni, îndrăzi și la Prugova să fac acolo un club, că nu mai cu nei de atunci la Nigeria. Unde? La Prugova. Da, unde? Unde? În dreapta. Nu e în dreapta acolo. Unde ești și vezi ferici. Cabinetul medical? E gata. Ce se întâmplă cu totul? Bine că am avut probleme. Da, sunt cum să se întâmplă. Da? Am avut probleme. Mulțumesc. Mulțumesc. Faci și el mai vine. Nu, nu, dar nu-i vina lui. Nu, mă, sunt are pe la resta, e acolo. Trebuie consolidare seismică la clădire, în urmă expertizei. Și noi nu suntem în harta seismică finanțată de PNRR. Harta seismică e obiectiv numai pe orașe, la clădirile care sunt cu buline roșie pe ele. Circulanele este în harta seismică, noi nu suntem. Ca să modernizezi, asta e că trebuie să fac consolidare seismică. Nu, dar chestia dacă ar merge, nu numai pe modernizare. Deci înțeleg și reînființare. Și noi suntem pe clădire. Dacă l-am spart, s-a încheiat pe lor. Noi suntem proprietari pe imobili și pe DSP-uri. Nu poate să cedeze decât prin hotărâre de guvern. Din nou persoane juridice, DSP-uri, din județe. Nu știi nici guvern. Știi cât urmează să se ajungă pe acasă guvernul de hotărâre? Vreo 2 ani. Ca să treacă prin toate filtrele. Toate comisiile, toate avizările. Să schimbă ministrul, dar nu am la patru. Vis-a-vis de ce am discutat acolo două ședințe cu înființarea unei cantine la credință, au fost și de la Banca Europeană, au fost lucrurile ok, ne refuză investiția pentru că această credință a făcut parte dintr-un lanț de vreo multe la nivel de țară și unele din ele nu sunt finalizate la construcție și nu o consider pe asta mijloc independent, până nu se gata toate, nu poate să le încheie cu ele. Nu, să ne refuză, poate noi. Nu, ne refuză să facem, să modificăm de mese, de mese. Dar nu facem pe terenul unde am plasat. Pe terenul e tot și locuri de joacă și tot. Nu, lângă locurile de joacă e terenul la Milano. În spate zici tu. Da, da, da. La independență e altceva. În lateral acum, unde trebuie să... În spate. În spate e altceva, da. Deci pe amplasamentul unde a venit. Amplasamentul ăla nu, că nici n-aveam interes să distrugem ce e acolo. Un loc de joacă și verde și ăla. Nu, și la mare. Da, de ce mi-e gine? Prin studia puteam să umblăm la aia, că sunt un fel de garanție tot. Venim la anul. Vreau să vedem treaba asta. Vis-a-vis de dispensarul nostru, noi suntem proprietari pe clădire, da? Că CF-ul e autorizat, DSP-ul Miloș, directul la DSP, deși este de bună credință, nu poate să cedeze terenul. Nici cu un act de prosință, favoarea noastră, pe 45 de ani, pe ceva, nimic. El a fost preluat, dispensarul, pe bază de protocol de către primărie, în anul 2012, a fost o ordonanță 70.000, dar nu a fost predat și terenul. Atunci exista prevedere legală. Putea preda, o preda numai clădirea.
terenul rămas în sarcina PSD-ului. Acum nu mai poate, deși vrea omul, nu mai poate să o predea. Asta și va trebui să găsim o soluție de urmă, până la urmă. Trebuie să ridicăm toate clădirile, se gradează. Da, știi, aceste clădiri... Și clădire mare, poate cumva și mente. Da, a fost un spital, a fost ceva acolo. Copiii de la Vedinință, de la Pulo, nu uităm. În clădire nouă. Nu știu, e 5 ani de când vreau, altfel nu o să putem. La unde au fost... A fost răspulul. Nu, dacă nu poți să... Deci nu poți să schimbi destinația pe tine. Nu, dar trebuie să încercăm, adică să te mobilați, să funcționezi lucrurile. Nu, dar ești, nu funcționăm astăzi. Nu, dar nici nu poți să schimbi destinația. Nu poți să mă zbărăniți. Ai fost făcută pentru bani pentru un anumit scop. Nu, dar era vorba de DSP-ul, da? Nu știu. În 2019. În 2024. Dar proiectul mare nu s-a recepționat, s-a închis acum. Nu, știți de ce nu s-a închis? Păi nu alimentăm cu curent stanțele așa. Diana? Trebuie să facem adresă pe DSJ, să vedem punctul de vedere și o adresă pe AFIR, să vedem dacă îi... Dar la urmă, la gata, când vin și verifică AFIR, toate restul. Ar trebui să vadă cam funcționat, adică noi am vrut să dăm urma 2020 în pandemia, nu mai putea... Și 2020 nu mai putea. Da, măcar din toamnă, să după ora 12, vine microbuz, ia copiii, duce turbă cu Valea Bonoapte, să ducem acolo, vorbim cu firmă, face să se vrească o masă, un program, un profesor, învățător, școala, trebuie să pune la dispoziție. Păi, nu cred că să pune la rentele plătite. Am văzut servicii plătite de cine? De noi, de primărie. Atunci cu copiii de la Globuro, cum face cu venința? Vine, îi ia dimineața și aduce la 12, ia se întoarce. Deci, după cum știți, la locul eu, ISJ-ul n-a mai permis funcționarea rezidenței. Din motive că sunt foarte puțin, câți mai sunt foarte bine? Foarte, cu șase. Nu știu eu, da. Că doi deja au trecut, nu mai sunt bine. Da. Da, au terminat clasa 4. Da, da, da. Deci noi nu mai au zis că sunt 10-15 copii. Deci ești 1-4. 1-4 nu a mai fost. 1-4 nu a mai fost. 1-4 nu a mai fost. O să ajungem. Sper. Dar să știți că problema asta demografică e la nivel de... Da. Să știți că e bine că a făcut investiția asta la școală. Că dacă vor așa la un moment dat, la anul peste 2 ani, trebuie să desfințeze liceul, vedem cu documentele în bot. Spune că noi am găsit că se discută de desfințarea celor mea. Că e la Herculane. Ce e concurența? Întrebă și Bofi. Nu trebuie să fie în două. Acum, să fim sinceri, Herculane și-au făcut și... Dacă vine la minister, mai ce să mă spune? S-o de la grau la minister, vin ține. Au, mai ce să mă spune? Nu trebuie să fie nici eu să facem, nu știu cum, ăsta e cu tradiție, mai genul de lucrurile. Nu, că și niște declarații, nu ți-a închis. Da, sigur. Nu, 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 nu,
Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,